Flăcările se manifestau generalizat, iar din cauza structurii halei din tablă, acoperișul s-a prăbușit peste materialele din lemn și un utilaj de prelucrare a lemnului aflat în interior. Incendiul a fost localizat rapid, limitându-se propagarea la vecinătăți. Au ars hala de aproximativ 200 de metri pătrați, aproximativ 25 de metri cub de cherestea, elemente de mobilier depozitate în interior, plăci de pal și au fost afectate 3 utilaje de prelucrare a lemnului. Nu au fost victime. Pompierii au deschis o anchetă pentru a afla de la ce a pornit incendiul. Cauza probabilă este un posibil scurt circuit electric la nivelul unui conductor defect sau neizolat corespunzător.